Bună seara, stimați telespectatori ai postului de televiziune 6TV. În această seară, la emisiunea Informația Patra Armă, vom continua emisiunea de data trecută, emisiune care, după părerea mea, a fost extrem de interesantă și faptul că am avut un interlocutor extrem de bine pregătit și care a nuanțat unele chestiuni despre care se discută și în mass media, dar și în vorbirea curentă, dar numai într-o notă simplă se emit mai multe ipoteze fără a se concretiza anume obiectivul sau ținta pe care o operație de influență, o operație informațională, o operație psihologică o urmărește. Așadar, continuăm discuția din emisiunea precedentă cu distinsul meu invitat, domnul general major în rezervă, profesor universitar doctor Adrian Pârloc. Bună seara, domnule profesor, și bine ați revenit la emisiunea. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că reveniți și vreau să fiți un obișnuit invitat al emisiunii noastre, deoarece aveți atâtea multe lucruri de spus și le spuneți într-o notă. După părerea mea, nu vreau să vă lingușesc cu absolut nimic, suntem camarazi și în camaraderie nu se folosesc lingușelele, dar aveți acest dar și al profesorului, dar și al omului experimentat de a spune aceste lucruri pe înțelesul telespectatorilor noștri. Așadar, să continuăm cu aceste operații informaționale. Data trecută am vorbit despre această largă operațiune de influență, pregătită foarte bine de către actorul acesta de securitate și de la estul, să spunem așa, intermariumului, vorbesc de Federația Rusă, operație pe care a desfășurat-o cu succes, plecând la un incident foarte bine gândit în strâmtoarea Kerci și, dacă telespectatorii își aduc aminte, ce reverberații au avut în planul mediatic, în spațiul public, dar mai ales în spațiul euroatlantic și numai. Așadar, distinse domnule profesor, să continuăm. Cum se desfășoară, iată, sub ochii noștri, aceste operații de influență și mă refer pe spațiile largi și cum România și ea un actor foarte important de securitate, mai ales aici în flancul balcanic, în flancul estic al Uniunii Europene, dar și al NATO, și ea n-are cum să scape de această, să zicem, influență la influență desfășurată de către Federația Rusă și sigur că și noi avem, să spunem așa, structuri de contracarare, avem capabilități și capacități de a pune stabile dacă aceste operații de influențe, sigur, ele n-au frontiere, pot să treacă frontierele politice foarte ușor, mai ales că actorii sunt nevăzuți, actorii sunt fie instalați, dar fie transmiși prin unde aceste mesaje pot să ajungă la urechea țintei foarte simplu astăzi, cum am mai spus, folosindu-se sau întrebuințându-se din plin în alta tehnologie. Așadar, să continuăm pe această chestiune a operațiilor de influență. Cum se desfășoară ele astăzi? Eu vă propun să rămânem pe același subiect ca săptămâna trecută, deci pornind de la ceea ce s-a petrecut începând cu 25 noiembrie. Să-l continuăm pentru că el umple tot spațiul mediatic și opinia publică este extrem de interesantă de această chestiune. Ba, unii au spus că zice, gata, începe starea de confruntare la nivel global, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Faptul că... Sunt declarații mai mult de presă. Dacă vă amintiți, și în martie-aprilie au fost speculații că incidentul Skripal va conduce la începutul către începutul celui de-al treilea război mondial. O exagerare pe care lunile ce au urmat lui martie 2018 au arătat că lucrurile sunt tot în spațiul confruntărilor de natură, influență versus contra-influență și contra-influență. Deci e un ping-pong perpetu. Sigur că... Bine, acum există și această tehnică a presei din toate spațiile. Informația rea se vinde. Bad news, nu? Da. Se vinde și atunci o toaletează în așa fel, pentru că informația bună, nu? Fac doar o scurtă paranteză. Când mergem pe stradă și vedem un chioș de ziare, niște titluri din acestea extrem de atractive și puternice, crima nu știu de unde, începe războiul cu tare. Tendința noastră e să băgăm mâna după mărunt, să luăm ziarul ca să citim repede informația. Titlul este foarte incitant, dar când ajungi la ultimele paragrafe ale articolului, îți dai seama că lucrurile nu stau chiar așa. Iată cum se vinde informația la chioșcul de ziare. Tocmai ăsta cred că a fost
fost și scopul discuției noastre, domnule general, să identificăm care sunt modelele, care sunt pașii algoritmului de înțelegere a unei operații de influență. Și dacă, dacă dumneavoastră credeți că este interesant, cum pregătim populația și cum, care sunt unele, sau unele metode de contracarare, de contra-contra, cum am spus, influență, doar așa, în câteva chestiuni. Categoric să, să pregătim și noi pe telespectator să fie mai rațional când citește asemenea știri și când e asupra lui, vin așa presiuni întregi de fel de fel de informații că nu știe la care să se oprească sau care este reală, care e adevărată. Iată, trăim această chestiune. Mie mi se pare că unul dintre cei mai corozivi factori care privesc securitatea unei țări, în general, dar și în cazul României, cred că e valabilă, e legat de așa numita cultură de securitate a cetățeanului de rând. A spus de Degetul Perandă. Dacă reușim ca prin mijloace mass media, că este cel mai rapid și cel mai larg răspândit vector de a ține populația informată. Da, cu o mass media care îmbracă interesul național. Categoric cu condiția să nu fie atinsă de morbul dezinformării, mie mi se pare că o modalitate fundamentală de a influența pozitiv populația în sensul celor necesare asigurării securității naționale, o reprezintă orientarea acesteia a populației către sursele calificate de a furniza astfel de informații. Oficiale și credibile. Oficiale și credibile, dar în primul rând oficiale, deci structurile calificate ale statului să transmită astfel de informații. Oare de ce n-am avea un minister al propagandei? Probabil că din motive de istorie recentă. Ideea propagandistului în România are o conotație negativă datorită trecutului ca recent. Ca și al cuvântului omagiu. Dacă zici omagiu zilei nu știu care, zici, a, păi da. E recurs imediat la da, limba de volumul. Vreau să vă spun că sărim de la una la alta, dar nu mă pot. Dar revenim. Revenim la subiect. Subiect, da. Unul din vectorii purtători a elementelor de natură a influența pe cineva îl reprezintă și așa numitul recurs la retorica malignă. Retorica malignă se face simțită, își face prezența simțită prin recursul la etichetare, printre altele. O, se poartă. Este extrem de ușor să-i spui cuiva fascistule, comunistule, securistule, antisemitule, orice este destructiv la adresa unei persoane creează, cel puțin pentru un interval de timp scurt, recursul la următoarea întrebare. Mă, nu cumva s-ar putea ca asta care acuză să aibă dreptate? Și dacă efectul se repete, destructiv, dacă acuzarea și revine. Dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută vă spuneam că operațiile de influență sunt un proces iterativ, repetitiv. Al celor patru de la factori. Goebbels încoace. Și românii au avut și românii, forme de expresie. De critică, că tot rămâne ceva, ceva. Până la urmă. Rămâne. Alături de retorica aceasta malignă, avem și formele de tip umor, care transmit iarăși mesaje adică, de natură manipulativă în adică sensul de influență. Adică asta, așa. Sunt multe forme de de a privi caricaturizat ceva. Da, caricaturizarea, a spus bine. Prea desele parodii în versuri, prea desele parodii muzicale, nu fac altceva decât transmit mesaje, am fugit de cuvântul ăsta, propagandistice. Propaganda este o altă formă de manifestare a influenței,
altă formă de manifestare a operațiilor de și mai ales pe spații largi se poate face astăzi. Deci, televiziunea este unul dintre cele mai mari instrumente de propagandă, ca și internetul, ca și spațiu virtual. Categoric aveți dreptate. Deci, haideți să revenim la subiectul care... Operații de influențare... La operații de influențare... Din Marea Neagră. De la răsăritul nostru. Nostru. O prima idee care vreau să vă așez în față era legată dacă avem posibilitatea ca țară să reacționăm la astfel de provocări de securitate. Mi se pare că deja am și făcut-o. În sensul că Ministerul de Externe a avut o reacție promptă, la nici două zile distanță de incident, în care a reiterat angajamentele României de respectare a integrității teritoriale, referire la faptul că, totuși, din punct de vedere juridic, Crimea încă este parte a teritoriului ucrainian. Sigur. Deci sunt clare poziționările guvernului român în această problematică. De asemenea, cred că avem suficientă forță de natură analitică la nivelul structurilor specializate ale statului care să gestioneze corect evenimentele care se petrec și acolo, să transmită în mod realist populației, corect, prin comunicate de presă, dar și prin presă să, de oameni să, responsabili. Să nu supradimensionăm latura emoțională a comunicării publice. Aici este un mare loc de mai prin bine. Prin sânge pentru... suntem emoționali, că suntem latini. Da, da, și prin sânge ne aprindem repede. De acord cu dumneavoastră, dar tot prin sânge suntem latini și se presupune că suntem inteligenți. E o componentă pe care nu o pun la îndoială. Dacă avem și inteligență peste medie, putem să găsim puterea în noi înșine de a privi rațional evenimente într-adevăr impactante. În niciun caz să nu supradimensionăm aspecte negative care pot induce sentimente de insecuritate la nivel social. Sau să oprim această zvonistică ce poate să cuprindă un mare număr de oameni, să așeze într-o anumită tabără și chiar să emită pretenții asupra altul. Nu, domnule, ăsta are dreptate și cât sunt mai mulți, cu atât este mai periculos din punct de vedere al realizării unui echilibru și a putea să învingi printr-o informație adevărată până când o excuzi pe cea falsă, care le-a ocupat deja mințile și conștiința, gândind în sensul emitentului din operația informației, a manipulatorului. Sigur că da, aveți dreptate. Problema e că în analiza problemelor de securitate, nu numărul receptorilor de informații contează. Are un efect pervers pentru mai târziu, pentru momentele de tip electoral, când votantul e important ca număr. E cu votul la 4 ani, să-l bage în urmă. Problema mare e legată de calitatea celor care schemați să scaneze, să decripteze, să înțeleagă adevăratele semnificații ale unui fenomen cu impact asupra securității naționale, iar replica care trebuie să vină de la factorul politic autorizat să fie o replică ce se bazează pe argumente, repet, neemoționale, pe argumente concrete, pe elemente de natură materială, exact pe ceea ce se numește răceala analistului care judecă critic, dar corect, conform cu evenimentele ce au generat informațiile, o anumită stare de fapt la un moment dat. Mi-ați adus aminte de Jeanul de Gaulle și de consilierii lui militari. Unu, se referea la generalii francezi pe care îl consiliau pe el. Zice, în primul rând, nu sunteți consilierii mei, sunteți consilierii Franței. Iar dacă propunerile voastre nu sunt reci și contundente, nu sunteți buni de consilier. Deci reci și contundente. Adică nu să te duci și să lungi cu... E bine așa, știți dumneavoastră? Adică aceste periuțe care poate să slăbească ce? Personalitatea liderului, a cărui voce înțeleasă trebuie să ajungă la ultimul receptor. Rece, argumentat, așa stau lucrurile și nu cum ați înțeles voi de la alte surse care vor să vă influențeze.
agenți de influență, surse de influență, mass media, televiziuni, etc. Haideți să revenim la ceea ce am lăsat săptămâna trecută și vă promisesem că dacă găsiți spațiu. Deci am ajuns la Washington, am ajuns la Assange, am ajuns la Londra. Deci acel incident din noiembrie 25 de la Kerch, iată, pe etape l-ați descris foarte frumos, această operație de influențare până unde a ajuns și cum produce un declic în comunități largi și chiar în state educate, disciplinate. Urmarea anulării întâlnirii Trump-Putin, eu nu sunt convins că cel puțin o strângere de mână între cei doi președinți, în afara camerelor de luat vederi, nu s-a petrecut la Buenos Aires. Cel puțin câteva fraze aceștia doi vor schimba, mai ales urmarea faptului că, în afară de Paul Manafort... Prin canale conspirate. Nu știu de prin ce fel de canale, dar cel puțin întâmplător se vor petrece unul pe lângă altul și s-au petrecut unul pe lângă altul și vor schimba câteva idei, evident centrate pe acest subiect pe care și noi îl avem în discuție în acest moment. Vă spuneam că a mai apărut un actor celebru în discuție alături de Paul Manafort, care acum este într-o pușcărie din Alexandria, din Virginia, Statele Unite, după ce a fost consilier de campanie electorală. De sus a căzut foarte, foarte puternic de a ajuns după gratii. Probabil că da. În schimb, a mai apărut în discuție și un alt consilier pentru probleme strategice al lui Donald Trump. Este vorba de Steve Bannon. Care a fost consilier pentru probleme strategice, dar care probabil în viziunea președintelui american și-a depășit condiția de consilier și nivelul de statutul funcțional. Da, mai ales după ce a publicat vestit o carte Foc și Furie, Fire and Fury. Steve Bannon a reușit via unor operații de influență să se facă dezagreabil președintelui american. O caricatură. Vorbeam acum câteva minute de puterea, de impactul emoțional devastator al umorului ca forma tehnicilor de influență. Și de manipulare. Manipularea e numai una din formele în care influența capătă contur și consistență. Așa este. Ei bine, în Statele Unite a produs un adevărat șoc. Și acela cred că a fost și momentul în care președintele american a decis să se despartă de consilierul său. O caricatură în care Donald Trump era ținut în poală de Steve Bannon, care Steve Bannon îi șoptea la ureche președintelui SUA. Adică nu era contondent. Nu e așa că tu știi cine e băiețel mare. Și Donald Trump, în aceeași logică a caricaturii, răspunde: eu sunt băiețel mare. Deci Steve Bannon a apărut și el împreună cu precedentul plecat dintr-o poziție cheie. Au fost mai mulți, dar în discuția noastră e vorba numai de Paul Manafort, a apărut în grupul de persoane care au contribuit la creșterea gradului de încredere în Mueller ca principal investigator al momentului electoral american suspicionat de influență a Federației Ruse. Deși ăla, de potrivit religiei sale, era un tip foarte corect, un tip foarte drept. Steve Bannon. Nu, procurorul. Procurorul și-a rămas în continuare. Incoruptibil. Dar în momentul de față este sub o puternică presiune a executivului american. Îi se cere imperativ să înceteze orice urmă de atitudine contondentă în ceea și unfair, neetică în legătură cu investigația în cauză, implicarea sau non-implicarea factorului rus în
alegerile prezidențiale de la Washington din 2008. Și apropo de Bannon, văd că el a trecut Atlanticul și vine să mai ajute și alți lideri prin Europa noastră. Vine. Pe la Budapesta. O să discutăm în emisiunea asta dacă o să avem timp. Dar continuăm pe ideea, să nu vă tai... O deosebită prezență de spirit, Steve Bannon, în a identifica oportunitățile politice de viitor. Simte de unde vine apă la moara lui de cunoștințe în domeniul politic, în domeniul consultanței politice. Culmea, știți ce e de profesie Steve Bannon? Regizor. Este artist. Păi, cu atât mai bine. Este o fire foarte inventivă. Creează scenarii frumoase. Și culmea, poate materializa. Și de unde vine? De la cel mai înalt nivel al strategiei politico-americane, nu? El a stat în bucătăria politice americane. Deci are, slavă Domnului, informații. Și mai trebuie văzut un element care trebuie să-l privim cu realism. Nu vreau să spun cu îngrijorare. Steve Bannon este suspectat că ar fi un agent disolutiv în relație cu Uniunea Europeană. Un analist, un foarte eficient lobbyist în probleme strategice, el fiind unul din susținătorii Brexitului. El este adeptul unei linii de conduită în care independența actorului statal individual este un element de la care nu trebuie făcut niciodată semnatarii de la tratatul de după al doilea război mondial ca între cele patru mari puteri să stați în Uniunea Europeană în loc să mergeți în siajul Americii. E posibil să fie și o problemă atins strategică. Orgoliu perfidului Albion l-a atins puternic prin chestia asta. Steve Bannon e foarte prezent, cum a spus, la Budapesta, dar și la Varșovia. Și la Varșovia. Și, într-adevăr, este adeptul disoluției europene. Nu vor un actor puternic în Europa, de talia unei europene. Nu știu dacă e bine să spunem că este factor disolutiv, dar în orice caz nu dorește o decuplare a Europei de Statele Unite ale Americii. Gluul relației transatlantice trebuie să rămână. Problema aceasta, aflată în discuție, este evidentă. Incapacitatea Berlinului și Washingtonului de a trece într-o manieră tăcută de momentul de tip neconcordanță de plină în problemele strategice ale lumii de astăzi. Și totul a plecat de la vestitul summit de la Varșovia, cu summit NATO, urmat de vestitul summit și mai vestitul summit de la Bruxelles, în care cancelarul german a spus că e momentul ca Europa să se gândească serios la preluarea responsabilităților în vasi totalitate în ceea ce privește securitatea ei. Și a factorul de risc cu care se confruntă să-i rezolve Uniunea Europeană prin forțele sale și nu prin operații de împrumut. Probabil că de acolo pleacă și ideea franco-germană de înființare a unei armate europene. Chestiunea este mai veche. Eu am și scris un volum, nu știu dacă a ajuns și pe mine dumneavoastră, Apărarea Securitatea Europeană, în care am vorbit despre Eurocorp, dar asta era prin 2004, se considera sau se aprecia sau era gata de a fi aprobată Constituția Uniunii Europene, a cărei președinte de comisie a fost Valéry Giscard d'Estaing, dar din cauza Olandei și a Franței, ea n-a fost votată principiul unanimității și atunci Uniunea Europeană nu poate să aibă o entitate statală sau să aibă formele unei entități statale dacă nu are o Constituție. Că în baza Constituției poți să-ți construiești apărarea. Absolut de acord. În situația asta nu poți. Dar momentul Lisabona mai degrabă e un moment ratat decât unul de consistență constructivă a ceea ce privește. E o formă de un hibrid între Constituție și ceea ce dorește Uniunea. Mă scuzați că vă întreb, ați spus opoziția Franței și a... A Olandei. Aici, dar special v-am rugat să repetați, că am auzit din prima dumneavoastră explicație. De ce spun? De ce v-am pus această întrebare care este retorică pentru mine? Știți care e culmea?
cele mai concrete forme de integrare militară la nivel operativ sunt realizate de Olanda și Germania. Revenim, foarte puține arme după, neintegrate au. Știu, știu. Revenim la discuție după o scurtă pauză. Deci ne întâlnim după pauză. Așadar, să reluăm discuția noastră, destul de interesantă. De fapt, dinamismul dă invitatul meu, domnul general Adrian Orlog. Să continuăm discuția noastră. Am rămas la Olanda. Am înțeles de ce m-ați întrebat, dar vă rog să explicați care este dedesubtul chestiunii. Că Olanda a dat un șut Constituției ca și Franța. Este relativ surprinzătoare poziția de acum câțiva ani a Olandei comparativ cu realizările concrete ale Olandei în domeniul constituirilor primilor germeni ai viitoarei armate europene, dacă aceasta va finaliza într-un întreg operaționalizat. Pe lângă structurile comune, militare comune germano-franceze, cele mai semnificative realizări în această idee sunt realizate în comun de Germania cu Olanda. Au o mulțime de unități mixte conduse alternativ comandanții locțiitori din țara opusă, sunt elemente de tip exemplu ce Germania în special dorește să le ofere aliaților săi europeni, membri ai Uniunii Europene, ca modele. Din păcate, cel puțin până la acest moment, cei mai mulți dintre analiști consideră realizările concrete raportate la întregul organism militar european realizat în însumarea fiecărei contribuții naționale, deci realizările se ridică cel mult dincolo de simbolistică. Acum, se ridică cel mult la nivel tactic. O să revenim la BNN. În Uniunea Europeană există un stat major, un comitet politico-militar, există un stat major al Uniunii Europene, dar nu pot să gestioneze adevăratele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană, în afară de cele ale spațiului atlantic, unde sunt pendinte de NATO. Însă Macron, Germania, Olanda susțin înființarea unei structuri militare puternice. V-am spus că a fost la mod Eurocorp, cu 30.000 de oameni, cu structuri din așa și care, cu unități mobile de intervenție, care și au participat unele structuri de forță ale Uniunii Europene în diverse zone fierbinți ale lumii. Adevărat, nu cu operațiuni extinse, ci mai mult la nivel tactic. Așa, dar și ideea poate că o mențin trează, pentru că Uniunea Europeană este și ea un mare producător de armamente de strategice, de armamente care, dacă sunt produse, trebuiește să le, zic, e o părere personală, trebuie să le dea unor actori. Și atunci ce au zis ei? Să facem și noi o armată europeană. Motivații strategice și geopolitice sunt, de ce n-am face-o? E logic ce ați spus și mai ales e verificat pe alte spații. Ce înseamnă General Dynamics, ce înseamnă mari constructori de avioane în Statele Unite în relație directă cu organismul militar american. Airbus-ul, care a oripilat un pic fabricile de constructoare de mari avioane, oricând poate să aibă o componentă militară, o replică la fel de bună ca cele americane, și mă refer la Boeing, nu? Dar și Eurofighter-ul, dar și mașini de infanterie foarte bine puse la punct. Și armamente de diverse calibre care sunt de calitate și sunt produse de către
fabricile Uniunii Europene. Absolut de acord sunt cu dumneavoastră, numai că apare un mic factor de natură contradictorie. Nimeni nu cred că împiedică să aibă comenzi la industria sa nicio armată europeană. Ceea ce cred eu că se poate ridica ca și semn de întrebare este lipsa de apetit a armatelor europene pentru investiții militare, dinspre propriile lor industrii. Cum vă explicați că bugetul apărării în Germania este 1,2-1,3 maximum la sută din PIB? Spre neliniștea lui Trump? Nu știu dacă nu mai spre neliniștea lui Trump. A spus că v-am asigurat bugetul ani de zile, voi v-ați dezvoltat și acum vreți să contribuiți cu 2%. A spus-o, a spus-o, dar încă o dată, asta este riscul judecăților în valori relative, în procent. În procent. Ce înseamnă, ce înseamnă la bugetul Germaniei 1,2%, ce înseamnă la bugetul României? Nu-i mai puțin adevărat că Germania a spus că spre 2024-2025 e posibil să ajungă și ea la 2%. E un ecart de 5-7 ani de zile, timp pe care probabil că Statele Unite ale Americii îl vor considera ca fiind timp irosit. Totul depinde de o corectă analiză a riscurilor la adresa securității fiecărui stat în parte și a Uniunii Europene în ansamblu. Tot un eveniment extern care să aibă o anumită conotație și să aibă o anumită extensie poate să-i trezească, să vadă ce facem. Americanii spun, păi da, avem NATO acolo, avem țări din Uniunea Europeană care sunt membre NATO, ce vă mai trebuie vouă armată? Ăștia nu. Noi vrem să ne gestionăm propriile riscuri. La Moscova se râde pentru că le place adagiul latin divide et impera și prin operațiuni de influență e asta și fac. Să slăbească Uniunea Europeană. Unul dintre cei mai, nu știu dacă e chiar așa, unul dintre cei mai impactanți suporteri a ideii de armată europeană, culmea e Vladimir Putin, care spune, eu văd perfect logic ca Uniunea Europeană să-și construiască o armată proprie. Asta în condițiile în care tot Occidentul spune că dacă e să avem un adversar în perspectiva organismelor militare, acesta nu poate fi decât Rusia. Păi Rusia o spune pentru că vrea să creeze un fel de dihonie, pun în ghilimele, între celălalt mar al Atlanticului, nu? Statele Unite și Uniunea Europeană. Le convine să nu există o relație armonioasă și puternică, nu? Face parte din jocul strategic global, categoric. Dar numai acest argument al recursului la un potențial adversar nu rezistă discuției logice, mai ales că acel potențial adversar este susținător al ideii unei armate noi pe calea a se construi. Iată ce a însemnat evenimentul Kerch, că să revenim aici, da? Da. Să luăm declarații lui Poroșenko, cerând ajutor către Angela Merkel și probabil să făcând trimitere și la alte state să-l audă, să intervină neapărat forțe NATO în Marea Neagră, să o gestioneze, să creăm o flotă, etc., etc. Eu cred răspunsul că i-a venit pe măsură. Nu se poate. Dar ce țară cu grijă și pentru securitatea propriei armate își trimite forță combatantă în Marea de Azov? Țară care trebuie să treacă dincolo de capacitatea de reacție a unuia dintre cele mai puternice zone terestre în perspectiva dotării militare după Crimea. Ne referim la peninsula Crimea. Este un portavion pe uscat cu 18 baze, dintre care vreo 5 baze aeriene. 7 la 8 submarine în flota normală sau 6 submarine. Cine le-a numărat? Și dumneavoastră s-ar putea să aveți dreptate. Așa. Și vă dați seama, un submarin în imersie produce reacții foarte puternice celor care stau la planșetă să vadă unde intră pe și pe unde iese. Da. Așadar, declarația lui a fost chiar gratuită. Ar fi trebuit să aibă exemplu Georgiei, unde la fel a țipat liderul și NATO
înainte de Cleadus apă minerală, după ce s-a terminat și rușii au pus stăpânire acolo. Așadar, și declarația lui Poroșenko, dar eu vreau să spun, departe de această declarație, ce a produs acest incident cu două nave militare, cu una comercială, și mai ales declarațiile și până unde a mers influența în această operație a Moscovei. Aici trebuie și să judecăm pașii strategici anterior făcuți de Moscova. Știe toată lumea acum în țara noastră ce înseamnă A2/AD. Deci, anti-access, air denial. Deci, nu poți să intri... În traducere, un fel de zonă de interzis. Zonă de interdicție. Deci, zonă de interdicție. Cum făceam noi la tactică. N-ai cum să treci pe acolo. De-astea acolo, da. Și vreau să vă spun că singurele zone construite de tip A2/AD de către Moscova sunt Kaliningrad, Moscova, care probabil este cel mai puternic aranjament de securitate al Federației Ruse, Latakia în Siria, dar mai ales Crimea. Știți câte sisteme S-400 Triumph are în momentul de față? De vreo 4 cercuri, am înțeles. Cercurile sunt abordarea din perspectivă operativă a zonei de interdicție și respectiv anti-acces. Dar sistemele astea, S-400 Triumph, care sunt considerate printre cele mai... Au adus două batalioane acuș de curând acolo. Nu, îl aduc pe al patrulea. Sau al patrulea batalion. Îl aduc pe al patrulea. Deci au trei deja operative. Deci în jur de 36 de unități. Deci este ceva de nedescris din perspectiva provocărilor, dar, cum să vă zic, părerea mea că sunt numai exerciții de imaginație strategică, jocuri pe calculator pot fi imaginate, centrate acum pe Crimea. Propagandistica se vadă, uite, domnule, noi... Care credeți că ar fi rezultatele strategice ale unei confruntări majore centrate pe Crimea, suprafață de 26.000 de kilometri pătrați? Cât un județ de al nostru? Cât vreo două, trei, sau, două mai mari. Da. Deci, revenind la cazul Kerci din noiembrie anul acesta, mie mi se pare extrem de analizat din perspectiva înțelegerii modului de orchestrare a operațiilor de influență sau a operațiilor de natură propagandistică. Și asta este unul dintre primii pași văzuți, eu cred sau că astea... văzuți ca efect al operațiilor nevăzute. Eu cred că rușii sunt într-un scenariu dinamic, etapele scenariului reprezentând teste în funcție de care trec la pasul următor al scenariului. Deci acum au văzut reacțiile. Vreau să vă sugerez să vă gândiți la următoarele idei. Pentru o operație de influență cu instrumentul numit propagandă, ar fi foarte bine să vedem dacă sunt cei 4D prezenți. Primul D vine de la distorsionează. Și rușii au distorsionat de la schimb de focuri, care a avut schimb de focuri. Apariția focului, tras numai de o singură parte, împotriva a două nave militare și a unei civile. A dispărut subiectul ăsta. Subiectul este încălcarea apelor teritoriale. Urmează al doilea D de la distrage atenția. Și au reușit să captiveze atenția cu recursul la Poroșenko, campanie electorală, văzând că e perdant. Poroșenko încearcă să întârzie alegerile prezidențiale, sperând că mai adună voturi. Poroșenko, cap de pod înaintat al Occidentului, în special al Statelor Unite. Poroșenko, instrument aliat Americii pentru a anula întâlnirea Trump-Putin de la G20. Momentul acesta reprezintă un moment înșenat de Occident cu scopul de a justifica tăcerea Occidentului în legătură cu utilizarea muniției chimice în zona Alep, în Siria, pentru că nu poate să o explice. Deci, din perspectiva distragerii atenției, Moscova a jucat foarte bine momentul acesta, în sensul că a reușit, practic, să întrepte... Dar au și antene
în tot spațiul acesta pe care ei vor să-l controleze, în sensul agenților de influență, are presă, are bun vestitor și, și cum să spun, adepți, așa, și atunci dublează acțiunile lor de influențare. Antenele fac parte din al treilea D al logicii descriptive. Bun. Și al treilea dismiss. D? Al treilea vine de la dismiss, vine de dismiss. La respinge. Să vedeți cum au respins pe zona eforturilor operației informaționale de influență via operații cibernetice. Au reușit să folosească Sputnicul, agenția de presă Sputnik. Prezentă și la noi? Într-o și platforma Twitter, pornind de la mai puțin de 30 de deținători de conturi, să imixtioneze la primii 3.000 de intermediari transmițători de mesaje pe deci Twitter. Deci vă referiți la conturile false? Conturi false, deci exact conturi false. Le multiplică? Troli digitali, care aceștia au reușit să transmită 150.000, respectiv 70.000 de mesaje via purtători de conturi de Twitter ce utilizează drept limbă gazdă, limba germană. Deci asta a reușit la 70-100 de mii plus 150-200 de mii de oameni deci să explodeze o informație pornită de la 30, care să justifice ceea ce v-am spus eu până acum. Deci e o lovitură uriașă. Deci au reușit să intre într-un joc care, în momentul de față, știți ce cred eu că realizează? O scădere a credibilității Ucrainei, foarte greu de acceptat ca posibilă înainte de 25 noiembrie. Ucraina parcă intrase pe un făgaș al devoalării către lumea occidentală a unui potențial de a reacționa împotriva Moscovei dacă situația nu o va impune. Nu are cu ce, că dacă ar fi avut cu ce, am fi văzut și noi în spațiul virtual și mediatic. Nu are forța Federației Ruse și talentul ei în a aplica aceste metode. Și a patrulea de tot ce am făcut... După dismiss? Dismay, sperie. Vin și-și flexează mușchii cu potențialul lor de influență, cu potențial. Eu cred că inclusiv ceea ce vă spuneam săptămâna trecută, că a apărut la Londra în 30 noiembrie dimineață, reprezintă tot expresia, rodul unei operații de influență de data asta în zona mass media. Să ieși cu cele mai influente două site-uri păi, de printre știri. Operațiile pe care le-am enumerat la început, distinse domnule profesor, fac parte operațiile de influență, operații media, operații informaționale, adică în spațiu mediatic vorbeam de spoofing pe web și pe GPS. GPS. Altă dată o să vorbim de GPS. Dar le-au practicat. Le-au practicat. Și le practică în continuare. Adică ei le folosesc pe toate într-un evantai foarte bine și deci controlează. Deci ei domină informativ câmpul de luptă, ca să spunem așa. Îl domină din toate punctele de vedere. Conducând la comunități întregi, iată, pe vorbitorii de limbă germană. Sunt convins că le-a produs un declic acelora și se îndreaptă cu simpatie împotriva lor. Nu știu cu simpatie dacă s-or îndrepta către ruși vorbitorii de limbă germană atinși de informațiile transmise pe Twitter în special, dar și pe alte rețele sociale. Dar în orice caz îi face să nu mai fie așa vehemenți împotriva Rusiei. Ceea ce e un punct câștigat? E un punct câștigat, nu-i pierdut. Sigur că da, adică nu se mai duce acest zvon pe zale întregi, pe lanțuri întregi. Aceste lanțuri sunt întrerupe pentru că și acum sunt temperați. Dar vreau să vorbim, domnule general, și despre influența puternică în spațiile de cultură comună, adică pe spațiul Ucrainei, păi la Simferopol, la Mariupol și în toată zona aceea sunt ruși cât cuprind.
Și este greu, este greu să-i convingă autoritatea de la Kiev, măi, luptați sub drapelul nostru. Este fără... Așa, după aceea am uitat de un canal al Bisericii Ruse. Sigur că lovitura aceasta pe care le-a dat-o... E un alt subiect. Îl vom vorbi cu altă dată, nu-l dezvoltăm acum, dar este destul de subtil și ăsta și totuși ei îl guvernează în continuare. Așa, deși a aruncat acel mesaj că Bartolomeu ar fi omul CIA-ului, etc., etc., dar asta tot în avantajul lor a aruncat-o. Așadar, operații media le stăpânesc foarte, foarte, foarte bine și ele se dezvoltă sau se derulează sub ochii noștri aceste operațiuni. Și au o mare capacitate de a intui în lideri politici, lideri cu potențial care... prin conduita lor, prin comportamentul lor, să nu contravină intereselor Moscovei. Aș fi vrut că dumneavoastră, într-o discuție și într-un material, dar dumneavoastră am citit foarte interesant în războiul hibrid, care iarăși se poartă cu foarte multă agresivitate în spațiu căruia găsim aceste operațiuni de influențare, acei actori pe care dumneavoastră i-ați mintit foarte bine participanți, cei agresivi, cei neutri și așa mai departe. Mă refer la compoziția populației, care este de un real ajutor în succesul acestor operații hibride. Dar continuați cu aceasta. Liderii politici pot să influențeze mase largi de oameni. Un lider pe care eu am început, vă spun sincer, să-l văd într-o altă lumină, urmarea performanțelor lui politici, pentru mine este primul ministru al Ungariei, Viktor Orban. Ajuns la putere în 2010, întărindu-și statutul de lider al Ungariei, tinde spre a deveni un lider regional, tinde spre a fi un factor de influență deosebită în lumea popularilor europeni. Am citit cu foarte mare surpriză o carte recent apărută și la noi pe piață, Ungaria lui Orban, în care am aflat niște detalii care pe mine pur și simplu m-au trimis spre meditație și spre continuarea lecturilor. În 1989, la reînhumarea eroilor revoluției, contra-revoluției din 1956, au luat cuvântul 5 reprezentanți ai lumii mature ungare, 1989. Al șaselea a fost un tânăr cu barbă, extrem de impactant, Viktor Orban, care a cerut unitate din partea poporului ungar, pentru că așa vom reuși să scăpăm de comunism. A fost momentul de a punere în lumină a unui viitor lider care a confirmat. În 2010 ajunge la putere, întrerupe legăturile cu satul natal, Felgșut. Sat natal în care a jucat fotbal până la 45 de ani aproape. Valorile supreme comportamentale ale lui Viktor Orban au fost puterea politică, deci puterea politică, banii și fotbalul. A înțeles că fotbalul poate să reprezinte un factor de tip adeziv social care pune la un loc, spune autorul cărții, în limba română, dă bine la lideri. Pune bogatul cu săracul pe picior de egalitate. Nu numai că a jucat fotbal în satul natal. În satul natal a construit un stadion. Satul natal e făcut în două sătuce. Între cele două sătuce există o distanță de 6 km. În primul lui mandat a construit o cale de tramvai care să lege sătucul mic cu sătucul mic. 6 km cu bani europeni, 2 milioane de la UE, 1 milion. Ce reverberație a avut treaba asta? Numai puțin. Ați auzit de Academia de Fotbal Pușcaș? E în satul natal al lui Orban. Sat natal în care a construit un stadion modern cu 3800 de locuri la o populație de 1800 de locuitori. Și-ar fi vrut să facă și Ceaușescu la Scornicești, dar n-a avut popularitatea lui Orban. Da, eu cred că Ceaușescu niciodată nu și-a propus să ducă tot guvernul României la Scornicești, la un meci de fotbal, de unde cei care transmiteau publicului larg mass media făceau o analiză a modului în care sunt așezați pe scaunele din loja oficială a stadionului din Felgșut, a
principalilor invitați, membrii ai puterii politice, și era judecată logica de aranjare acesteia după un reper, da, mise en place, da, specific lui Ianoș Cadar, la manifestațiile publice de 1 mai sau la partidele de vânătoare pe care le organiza. Școala de copii de fotbal Pușcaș, stadion și mai școală, avem, mai avem un minut, situate de vis-a-vis de casa părintească, deci, care a crescut-o, are un buget anual de 13 deci milioane de euro. Deci am înțeles această investiție morală și materială a lui într-un sat, prin vectorul fotbal, a ajuns la politică. El acolo are niște rădăcini foarte adânci, de popularitate, extinsă în toată Ungaria, și vocea lui este foarte ascultată, nu numai în Ungaria, ci și în comunitățile din celelalte spații, Transcarpatia, Voivodina, România. E un alt subiect. Modelul lui comportamental a fost influențat de cineva care a înțeles foarte bine ce înseamnă inteligențul cultural aplicat într-o țară apropo de interes. Apropo de lider, și închei cu asta, mă iertați dacă ne mai îngăduie 10 secunde, 15 secunde, ce înseamnă liderul pentru o comunitate. Mi-amintem de Napoleon când a trecut Alpii cu armata lui de revoluționari dezbrăcați, amărâtă, etc., etc., de consiliu trimis, de directorat trimis în Italia, soldații lui a spus, păi cum să trecem noi, generale Alpii? Trecuse de la Hannibal, nu mai trecuse nimeni. Și iată în câteva cuvinte cum i-a îndemnat și i-a moralizat. Le-a spus, soldați, Franța vă datorează totul, dar nu vă poate da nimic. Vom trece în Italia, unde vom găsi femei, bani, glorie și onoare. Le vreți? Soldații au spus, da, treceți Alpii. Și așa au trecut Alpii. Așadar, revenind la lider, calitățile lui sunt, dacă vreți, astrale și are această capacitate de a înțelege în intimitate o comunitate, un popor, și sigur că aceștia îl urmează, dar iată, acești lideri se nasc foarte rar. Avem și noi nevoie de lideri cu rezonanță, cu voce, cu instinct statal și care să fie urmat de către întreaga românime. Îmi cer scuze, punem capăt emisiunii noastre aici, Informații la Patra Armă. Vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc și invitatului nostru că ne-a ținut treji și foarte atenți la ceea ce a spus. Sper să vă mai avem și în cadrul altor emisiuni. Sunt Stan Petrescu, vă spun bună seara, până la o emisiune următoare.